Este o expoziție foarte serioasă. Sunt ultimul din acest grup pe care ar trebui să-l întrebați de artă abstractă. Asta, uitați cum mă deconspiri. Nu, eu fac o artă puțin mai concretă, da. O să vedeți, am intrat, cum se spune, într-o poveste, care este cazinoul ăsta, un obiectiv ăsta, care spune extraordinar de mult, după părerea mea, are o arhitectură superbă din exterior. Este gândit de un profesionist. Lucrările mele au o legătură cu marea. Deja cred că am spus foarte mult, da? Vă pot deconspira o singură lucrare, cea de acolo, care se numește Undițar. Spațiul ales și prin mulțumim primăriei, prin sprijinul primăriei, ne-a acordat atâta încredere să expunem aici, pentru mine însemnat enorm, pentru că sincronicitatea ține foarte mult de emoție, iar spațiul acesta are o anumită demnitate. Expoziția intitulată Sincronic, practici colaborative în arta contemporană, reunește artiști din Constanța, Deva și București într-un cadru unic. Cu toții au recunoscut că expoziția de la Malul Mării a fost mai mult decât o provocare. Practic, oamenii sunt invitați la un traseu al expoziției. Pot admira lucrările, iar la fiecare dintre ele există o pereche de căști în care pot afla poveștile artiștilor. Într-o cameră alăturată pot urmări un filmuleț pe peretele cazinoului, cu procesul de lucru și tot atunci au ocazia să-i cunoască pe cei care au realizat lucrările. Am refuzat să expunem obiecte de artă, cât să încercăm să recreăm atmosfera de lucru din tabără sau, mă rog, din laborator, cum am zis eu. Da, pot să spun că este ceva deosebit. Tocmai mă uitam la aceste piese care sunt să spunem, o proiectare a corpului omenesc într-o formă total neobișnuită. E foarte interesant. Interesant, în primul rând, este pentru că lucrările au fost aduse într-o operă de artă. Deci, practic, sunt niște opere mici într-o operă mare. Regenerare și revitalizarea unui spațiu care are nevoie de oameni. Cazinul este pentru oameni.